Universitatea Creva nu a mai putut să organizeze sărbătoarea de Crăciun așa cum a făcut-o în alți ani, adică pe stadionul Ion Oblemenco, în prezența a sute de copii din cadrul Centrului de Copii și Juniori. Acum, în condiții speciale, Moș Crăciun a venit la cantonamentul din Lunca Jiului, iar echipele de juniori din cadrul clubului au fost reprezentați de antrenorul de grupă și capitanul echipei. Reprezentanții universității au cerut moșului un singur lucru, titlul de campioană. Mă bucur că am putut să-l ajut pe moșul. Ne doream cu toți să fie cât mai mulți copii, cum a fost anul trecut, să fim pe stadion, să putem să le oferim cadourile personal, dar este bine și așa. Aici este un club care își face datoria de fiecare dată și ne bucurăm că a putut să le oferim copiilor o bucurie. Ai stat foarte mult lângă Moș Crăciun astăzi. Ei cerut ceva special? Da, sincer, i-am cerut ca acest an să reușim să câștigăm titlul. Își doresc să ajungă la prima echipă și noi vom face tot ce depinde de noi pentru a-i ajuta ca ei să reușească. Ai fost foarte mult lângă Moș Crăciun astăzi. Ei cerut ceva special? Special să fim sănătoși, să putem să muncim și să aducem un trofeu în acest an. Dacă ar fi să cer ceva în Moș Crăciun, aș cere să îmi dea viața de anul trecut, de anii care au fost înaintea. Până la urmă, asta e cel mai important lucru, să din anii ăștia, mai ales la vârsta mea, din anii ăștia care ne-au mai rămas de trăit, să ne bucurăm de fiecare zi pe care o trăim și să nu o petrecem în modul în care le petrecem acum. Bună dispoziție nu a lipsit. Cadourile au făcut pe micuții juniori să zâmbească. Marea majoritate a competițiilor de juniori nu s-a mai disputat de aproape un an.